Cascada Caraslău se află pe Valea Oituzului, în apropierea satului Poiana Sărată, județul Bacău, de fapt, pe teritoriul comunei Odjula, județul Covasna. După ce am verificat modul aparte în care cursul de apă Caraslău se varsă în râul Oituz, acesta din urmă izvorăște din munții Vrancei, am ținut Albia Primului, pe granița incertă dintre județele Bacău și Covasna. Lumina și apa pot alege singure. Chiar și prin schimbarea bruscă a drumului acestora, nu înseamnă că le poți îngropa. Potecile pornesc mai ales de pe văile pâraielor. Trec peste munți acoperiți cu fagi și molizi, cu poieni de-a lungul cărora se pot așterne covoare de iarbă și de flori. Eu unul m-am bucurat de zăpadă, de ninsoare. Deopotrivă de un lac, precum o diferență între mit și legendă. Traseele sunt în general lungi, ținute în decrepitudine de cei care taie pădurile. Nu veți întâlni marcaje și cabane, doar adăposturi precare. Dar străbat locuri de o frumusețe sălbatică, fără dificultăți având legătură cu alpinismul, ci ținând de rezistența fizică. Nici ultima nu mai contează, dacă iei ca pe un dar din cer, ceea ce altora li s-ar părea un sacrificiu.